Cei care s-au înscris în programul A doua șansă provin din toate zonele județului. Fie că au puțin peste 20 de ani, fie că depășesc vârsta a doua, toți cei care au trecut pragul școlii numărul 5 au făcut-o cu un singur gând, să își echivaleze studiile. Nu știu să citesc, nu știu o carte, nu știu nimic, nu pot să-mi ajut copiii cum trebuie. Aproximativ încep singur, învăț singur, dar sunt bune și zic că un copil mic învață și eu de ce nu. La fel de emoționați de debutul unui nou an școlar s-au arătat și cei care s-au înscris la cursuri în anii anteriori. Sunt în ultimul an, sunt anul 4, pentru mine nu e prima zi, dar a fost bine. Tot meritul au profesorii în special. Programul A doua șansă durează 4 ani. La finalul studiilor, elevii vor obține diploma mult visată. Programul la învățământul A doua șansă se desfășoară zilnic după amiaza. Programul poate fi flexibil în funcție de studiile pe care le-a absolvit fiecare cursant, respectiv câte clase a terminat, 5, 6 sau 7 clase. Avem înscriși un număr de 84 de elevi la învățământul secundar inferior și 12 elevi la învățământul primar. Faptul că acești oameni vin la școală înseamnă că școala este cea care clădește ceva. Și acest lucru se vede foarte bine pe fețele lor, pentru că au venit să învețe ceva, iar ochii lor arătau că vor să devină mai luminoși și să cunoască mai bine ceea ce e în jurul lor. În județul Mehedinți, doar școala numărul 5 din Drobeta Turnu Severin este acreditată să organizeze astfel de cursuri. Cei care doresc să își finalizeze școala trebuie să știe că înscrierea în acest program nu este condiționată de limita de vârstă.